Polițiștii de la circulație au împânzit ieri șoselele din județ, desfășurând șase acțiuni pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere. Din vederile oamenilor legii nu a scăpat nicio categorie de participanți la trafic. Este vorba atât de pietoni, conducători auto, cât și de căruțași. Pentru neregulile comise au aplicat aproape 200 de sancțiuni contravenționale. Acțiunile de acest gen vor continua. În timpul acțiunii au fost verificați cu aparatul etilotest 233 de conducători auto și au fost controlate 87 de autovehicule de transport persoane și mărfuri. În principal, agenții rutiere au dat sancțiuni pentru viteză excesivă, abaterea ale pietonilor, neutilizarea centurii de siguranță. Totodată, ca măsuri complementare, au fost reținute 16 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare auto.